Să trăiți, Neagriță! Sănătate! Am venit în vizită la dumneavoastră să vedem văcuțele. Am auzit că aveți și viței. Mă faci și cu viței, trebuie să fie normal. Da, dacă le ții bine și dacă... Acum, în condițiile care sunt aici, pot să țin 10-15 vaci, fără nicio problemă. Gardurile s-au putut, teren este suficient. 5 văcuțe ai. În ce rasă sunt astea? Bălțate. Bălțate românească? Da. Bălțate. Oare anul trecut sau cu 2 ani ai avut un vițel din ăla alb? Păi, dar acum vacile sunt bălțate, ca așa se cere, dar de montă le facem cu o dată de geam. Mm-hmm. Și vițelușii o să ne duc să vedem cum arată. Au iarbă aici, au. Dar pe lângă iarbă le mai dai ceva? Nu, acum vara nu le dăm nimic. Nu, așa-i? Nu, vara nu le dăm numai iarbă. Acum mai stau până după rusale. După rusale începem cu fân, nu mai avem treabă pe aia. Îmi petri la, pe telefon, i-o dat ro alert, că ar fi un urs în jeț. Matala, l-ai auzit, l-ai văzut? L-am văzut alaltieri, astăzi nu. Nu? Pe unde l-ai văzut? Au trecut apa, au trecut dincolo, au trecut prin dincoași de pur, au trecut apa și s-a sus. E mare? Nu era așa mare, nu a fost așa mare, eu l-au trecut de frică mai tare, de mașini, dar nu ca să fie periculos. Păi și aici nu ți-e frică, ai câini. Aici am câini, el nu s-a apropiat de mine de 20 de ani niciodată. Nu. Da. Aici iarna vii cu oile și acum cu vacile. Da. Asta e... Da. Dar e așa foarte... blândă. Care e mama sa e aici? Mama sa e aici. Faină zona aici, nea, Ghise. Ai făcut și gardul, vă, că... Acum, dacă am avut timp primăvara, până acum eram plecat o cuie, dacă am uile acum la țară și nu am treabă cu ele. Da. La țară, la Densuș. Când mai mergem acolo? Mergem oricând. Și acum putem merge de rusale, mai luăm niște brânză, mai facem o ușcă. Care are vițel dintre ele? Astea trei? Astea două și cu asta cu. Asta e mai bătrână, pare, că? Asta e cea mai bătrână. Dar cam câți litri de lapte dă pe zi o vacă? Acum cu iarba de aici trebuie să dea în jurul la 15 litri. 15 litri. Le mai duci și altundeva în pat de aici, nu? Că e destul teren. Teren suficient aici și am în spatele cabanei acolo. Până acum acolo am fost, numai acum am venit de 20 aici. O plouat? Asta e salcâm roșu, așa-i? Pentru miros și pentru... Ce fain miroase! Da, dacă să vezi numai când adie de acolo, când trage de acolo din salcâme, adie încoace aerul. Păi, e un miros plăcut seara. Cred. Dar aici oricum e o zonă de vis. Ai, ce fain e! Vezi ăla albastru de jean? Da. E băiat. Și ăștia două, am în două vițele, așa le țin. Le ție, a? Cu. Tui. Ăla e ultimul făcut? Da, ăla are o săptămână. Are la altare o lună, cu vițele astea două greze. Am ajuns să punem, dacă am pus termopane, am adus ușile. Ușile, dar trebuie să mai facem niște. Dar asta e mare, mare, așa. Vițele, am amândouă. Ălăi. Bujorel, unde duci? Cum i-ai zis, Bujorel? Păi da. Da, ăla de anul trecut ce-a fost? Belgeanul ăla. Tot vițel, nu vițică. Nu.
De geni. Ziceam că... Că... Păi să nu crezi că eu nu... Nu fac comerț și cu astea, cum am făcut cu ele. Asta e aia, e aluaia roșie? Da. Asta e aluaia roșie. Și ăsta a făcut aia mare, breaza. Dar după vițel mai mult încă 6 litri de lapte. Cât mănâncă? Zic, după ce mâncă el, mai mult eu 6 litri. Dar trebuie să-i prezi pe toți trei un loc. Doamne, dar tot ce e mic e frumos, uite. Cum să nu fie frumos? Și mai trebuie să fete vreuna. Da, mai am încă două de fata. Fiecare an 5 bucăți. Și zici că oprești două ori? Două le opresc. Și merg înainte, peste 2 ani, peste 3 ani. Cam câte vrei să ai vaci? Păi eu cum am... E problema laptele. Da? Cât ai viței, am abonat pentru 50 de litri, așa, la două zile. Da, dacă aș avea abonat să dau în fiecare zi 100 de litri, atunci ar fi rentabil. Păi poate găsești la... Păi sunt posibilități, sunt, mă. Da. Ceva din astea care iau la păi angro. Sper cu cabanele astea acum, că ăsta de face cabana aici, ăsta are planul să facă ceva tabere, să aducă și-o pe copii, da, da, da. Și apoi nu mai contează că e vară, că e iarnă, că... El întotdeauna are nevoie. Da. De un lapte proaspăt, bio. Dai laptele ăsta pe... Și de acolo, vezi? Da. Sunt doi unul după altul și în spate acolo sunt mai mulți. Am făcut gardul ăsta așa. Apă? Apă am sus, sus, de la izvor. Vine apă de la izvor aici, permanent. Fain. Apă duminică la sfoșur. Da. Numai greierii se aud aici. Dar aici acum... Aici vin căprioarele, vin săracele. Vin aici în spate? Fii atent acolo. Numai un măr a rămas pe vârf. Asta în mărul ăla. Da. Vezi vârful jos. Da. L-a rupt urs. Numai un măr a rămas, așa la mic. L-a simțit, l-a zis pe ăla. Nu putut ajunge la el, l-a prins la mijloc și a rupt mărul. A rupt mărul. Măr cu niște mere mari.